Diana, cum a fost întâlnirea cu fetițele? A fost foarte frumos, mai ales că noi am avut o perioadă de vacanță în care nu am făcut nimic pentru că, na, oamenii au fost în concediu și acum abia aștept să mă reapuc și eu de gimnastica mea ca antrenoare la sala domnului Țiriac și am venit acum așa ca o încălzire. Sunt foarte mulți copii, mult mai mulți decât mă așteptam. Am înțeles că au fost peste 200 de înscriși, deci avem ceva de muncă astăzi. Au fost încântate, au făcut și poze cu tine, cum te-ai simt? Nu știu cum, mă face să mă simt mândră de faptul că pot să inspir, pot să-i ajut, pot să le dau sfaturi pentru pasiunea lor, care a fost și a mea. Ți-aduci aminte de primii pași în gimnastică? Cum erai tu când te-ai apucat? Nu mi-aduc aminte exact cum au fost primii pași în gimnastică la mine, dar cu siguranță au fost cu foarte multe aventuri și cu bureți și cu sărit de pe o bârnă pe cealaltă. Lari, cum a fost întâlnirea cu fetițele? Foarte plăcut. De fiecare dată când mă întâlnesc copii, este o senzație foarte faină pentru că îmi plac copiii. Sunt foarte faini pentru că ei sunt plini de energie și atunci ne transmit și nouă și ne începem ziua mult mai bine. Ți-au cerut poze, au stat cu tine, te-au îmbrățișat, cum te simți? Este copleșitor pentru că practic nu te aștepți ca toți copiii să te cunoască, însă părinții sunt foarte drăguți și atunci îi informează cu tot felul de informații pe care ei găsesc pe net sau poate din surse neașteptate, dar este o senzație foarte plăcută și cumva îți dai seama că munca nu a fost degeaba și cu toate că ai rezultate în spate, vezi și aprecierea din partea oamenilor și mai ales din partea copiilor, care este o apreciere sinceră. Tu îți mai aduci aminte de primii pași ai tăi în gimnastică? Da, vag, mi-aduc aminte de primii pași ai mei în gimnastică, însă la fel ca și ei, a început la mine ca o joacă, însă ulterior s-a transformat în ceva serios, pentru că gimnastica este într-adevăr foarte frumoasă și jucăușă, însă este ceva serios și trebuie să muncești foarte mult ca să poți să ajungi acolo unde îți dorești, așa că mi-a plăcut să muncesc și tocmai de aia am și reușit, cred. Thank you.